Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Informația momentului, rezultate parțiale în Germania, se actualizează în timp real aceste date obținute la alegerile parlamentare de astăzi. 24,9% a obținut până în acest moment Partidul Social Democraților. Pe de altă parte, Uniunea Creștin-Democrată are 24% dintre aceste voturi, un scor extrem de strâns așadar, iar pe locul 3, Partidul Verzilor cu 14,8%. Cifre, vă reamintesc, în curs de actualizare, în continuare în platoul B1 TV, Bobby Păunescu, și ni s-a alăturat și domnul Marius Bostan, inițiator Repatriot. Bună seara, domnule Bostan. Bună seara, bine v-am găsit. Așadar, domnilor, ce se întâmplă în Germania? Este o zi istorică. Sigur, era anunțată oarecum, deci se știa că la sfârșitul acestui an doamna Merkel va preda ștafeta, nu se știa cui exact, sigur, i-a și-a numit un succesor, dar urmau alegerile și alegerile sunt cele care, este foarte important ce se întâmplă, să spunem așa, este, dacă vreți, și pentru România și pentru toată Europa, având în vedere că Germania este cea care conduce Europa, care a cucerit Europa cu ocazia Uniunii Europene, da? Deci nu prin război, ci prin metodă democratică. Germania e cea mai mare economie din Uniunea Europeană, cumva. Sigur, sigur. Era și înainte, și în al doilea război mondial era, da. Și ideea e că tot am trebuit, atunci a trebuit să dăm petrol, nu vreau să fac o paralelă, dar n-am cum să o evit, atunci a trebuit să dăm petrolul și grânele pe gratis, acum a trebuit să dăm OMV-ul, ăsta Petromul, a trebuit să dăm petrolul și gazele, a trebuit să dăm... Deci cumva se repetă, ne-a spus domnul prim-ministru, domnul prim-ministru ne-a spus că pentru a intra în Uniunea Europeană trebuie să predăm domnul prim-ministru Adrian Năstase. Deci cred că domnul Adrian Năstase a avut o exprimare nefericită. Dacă dânsul a înțeles așa, era prim-ministru. Cariera dânsului de după asta se vede. Domnul era prim-ministru, deci dacă prim-ministru de atunci a spune o treabă și nu-l crezi... Păi și el a făcut chestia asta. Înseamnă că el a făcut chestia asta. Deci pe ce să mai credem? Deci nu, ni s-a spus clar, ca să intrăm în Uniunea Europeană, deci să aderăm la cel de-al patrulea Reich, mă rog, să aderăm la Uniunea Europeană, trebuie să cedăm, mă scuzați, era o greșeală, m-am dus cu gândul în altă parte, sau cine vrea pasuia și ca așa. Vă referiți deci, la... Deci pentru a intra în Uniunea Europeană, deci ad literam, a spus că a trebuit să cedăm anumite active ale României pentru a intra în Uniunea Europeană, pentru bunăstarea, pentru a intra în Schengen, a trebuit să dăm o grămadă de bani, pentru a intra în asta. Deci nu sunt anti-european. În plan politic pot fi negociat. Numai că Adrian Năstase... Nu sunt de acord cu Europa cu două viteze. Da. Ori suntem toți la fel, haideți să discutăm asta. Noi suntem Europa, România este Europa. Haideți să finalizăm asta, că ați aruncat o chestiune care eu spun că nu e adevărată. Dacă Adrian Năstase a fost atât de slab ca premier și cumva a cedat ceva în mod incorrect sau nelegal, este ceva foarte grav. Și el ar trebui să plătească și să răspundă pentru asta. Dacă l-a obligat? Deci nu cred. Deci nu există o astfel de obligație. Nu a existat impunere de acest gen. Haideți să ne uităm pe documente. Au existat foi oficiale de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Astea sunt povești caghebiste de-a lui Adrian Năstase. El e un iubitor de Putin. A fost prim-ministru României, votat de dumneavoastră. Da, nu l-am votat. Eu nu știu dacă l-ați votat sau nu, că n-a fost în cabină. N-a fost în cabină, dar dumneavoastră l-a votat. România l-a votat. Un aristocrat comunist ceaușist și apoi România cățăra la putere, cățăra acest Adrian Năstase, cățăra la putere pânter tipul și sprijinit de diverse grupări. Domnul, omul și-a dat proba, să spun așa, capacității sale. Era considerat, în vremea lui, corupția a fost instituționalizată. Adică pentru a intra la el să... considera că trebuie să cotizezi. Deci, ca dovadă a și fost procesele care au avut loc și toate discuțiile. Nu e subiectul nostru, cred că, dar Adrian Năstase. Haideți să revenim la alegerile din Germania. Deci, în alegerile din Germania sunt, deci, două partii de pe... Deci, n-am nimic cu Germania, n-am nimic cu cetățenii germani. Își văd interesul foarte bine. Așa te fac orice fel de stat. Imperiu, fost imperiu, stat... colonialist, imperialist, așa se chema. Dacă noi considerăm că trebuie să fim, să avem un caracter, adică să ne comprăm ca niște vasali, altă discuție. Nu, asta e problema noastră. Asta e altă discuție, e problema noastră. Eu vreau să spun că Germania a făcut ceea ce trebuia să-și facă. Un stat puternic își impune politica. Noi avem un stat slab,
condus de oameni slabi. Haideți să vedem, haideți să revenim la chestiunea asta. Deci observăm că Angela Merkel, partidul CDU-CSU, coaliția asta puternică. Cel de stânga, cel de dreapta, și atenție, de partidul dreapta verzilor, care este, are 14%. Haideți să punctăm încă o dată, că da, telespectatorii, haideți să punctăm rezultatele. Vă rog. Deci rezultatele sunt umăr la umăr, socialiștii cu creștini-democrații, deci dreapta cu 26, stânga, cumva 25. Partidele clasice. Pe urmă vine Partidul Verzilor cu 14%. Deocamdată sunt estimări. Deci sunt exit poll-uri. Discutăm de exit poll-uri. Da. Vine FPD-ul, Partidul Liberal, cumva cu 11% și AFD-ul tot pe acolo 10-11%. Partidul Liberal din Germania se spune că e un pic altfel de ceea ce se înțelege Partidul Liberal. Un partid liberal clasic. Dar nu mai vreau doar să subliniez. Și mai avem și Partidul AFD, care e un partid conservator. Care ce înseamnă? Allianz für Deutschland. Deci alianța pentru care Germania este un partid conservator. Conservator de dreapta, are 11%, da. 11%, și mai sunt niște partide, tot cam un partid comunist, ceva până în 4-5%. Normal, da. Deci cam astea sunt rezultatele, da, de la ora 19. Ceea ce lipsește în România este Partidul Verzilor. Da, deci noi nu avem un partid al Verzilor. Dar nu că lipsește, de ce ar lipsi? Nu s-a spus. Eu zic că toate celelalte partide au un capitol despre Verzi, ecologie. De acord, eu vreau doar să spun, ca și eșichier politic în România, în față de celelalte țări mari din Europa, la noi nu s-a... Eu zic că e bine că lipsește. Partidul acesta verde din Germania a apărut în anii 60-70, finanțat de atunci de NKVD, de probe. Bineînțeles, au apărut documentele prin 94-95. Deci aceste probe au apărut. Acest partid a fost finanțat de URSS, de serviciile secrete ale URSS-ului, deci sunt documente publice. Numai acest partid? Au fost finanțați liderii ai partidului, plătiți. Nu, la verzi a ieșit la suprafață. Da. Adică chestia a fost dovedită. Da. Cred că a fost și proces și condamnat. Unul din lideri a fost și din vremea aceea, chiar partidul, după acest mare scandal, după aceste dezvăluiri, chiar partidul a intrat undeva sub 5%, n-a mai intrat în Parlament. Acum a revenit. De ce le trebuiau rușilor la vremea respectivă un astfel de partid? Ca să încetinească dezvoltarea economică din Occident. Pentru că ei protestau contra centralelor nucleare, în esență. Deci vorbim de vreau să slăbească. Vorbim de RFG, vorbim de războiul rece, deci vorbim de politica URSS-ului contra Occidentului de atunci. Deci un partid de acest tip bloca dezvoltarea economică, adică ataca fabricile. Dar, era un partid tot, dacă îmi permiteți, domnul președinte, dacă îmi permiteți, totuși Germania și-a păstrat încă din toate timpurile o legătură cu Germania, cu Uniunea Sovietică, Rusia mai de mult, da, cu Prusia, dar cu Rusia, atât timp Sovietică, cât a fost RPG, astăzi când vorbim, Germania și cu Uniunea Sovietică, cu Rusia, au o înțelegere pe Nord Stream, se duc mai departe și merg pe povestea asta. Din păcate, asta se întâmplă și afectează cumva și interesele României strategice. Tocmai de asta. Din păcate, într-adevăr, sunt decizii politice, economice, strategice menționate la nivel european, deci, care nu se fac chiar cu întreaga consultare a tuturor membrilor. Asta e noi chestiunea. Nu avem. Eu sunt împotriva Europei cu două viteze și atunci... Nu mai există, că... Noi suntem a șaptea viteză, practic. Da. Undeva prin cort, da, asta nici Schengen. Noi ar trebui să ne exprimăm foarte clar. Asta e problema. La noi există... La noi nu... Problema noastră nu e problema lor. Ei își fac treaba. Dacă găsesc fraierii, foarte bine. Își fac treaba cu fraierii pe care îi găsesc. Ideea este că, acum, sigur, îmi cer scuze față de... Haideți să trecem la partea internă. Deci, haideți. Dacă am avea haideți să vedem politicieni... Puțin, ce înseamnă acest rezultat pentru România? Păi, în primul rând, nu e foarte clar dacă viitorul cancelar va fi din Partidul Socialist sau Partidul Creștin Democrat. Să vedem cine este pe primul loc. Asta e foarte important. Presupune că va fi o alianță tot de genul celeia care a fost... Cel care va câștiga va impune primul ministru, nu? Da, asta e cutuma în Germania. La noi de ce nu e așa? Asta e cutuma în Germania, dar să știți că nu neapărat. La noi cine câștigă nu pune primul ministru. Tot la fel, nu, e cutumă, tot la fel. Opoziție, nu? Deci tot la fel trebuie să faci și majoritatea, nu, trebuie să faci majoritatea, nu neapărat. Deci trebuie să faci o majoritate. Și la ei, tot majoritatea. De la majoritate, deci de la majoritate, da, partidul care câștigă este cel care are prima opțiune în a-și prezenta candidatura. Bineînțeles, tot la fel, e asemănător cu sistemul ăla, dacă anunți o coaliție.
Sigur. Deci tot o coaliție va anunța. Deci adică ea, poate, dacă... ea poate fi o, o coaliție între dreapta împreună cu Partidul Verzilor și cu Partidul greu de crezut, dar se poate întâmpla, cu Partidul Verzilor și cu Partidul Conservator. Poate exista o coaliție între stânga, Partidul Verzilor, care mai ar fi mai naturală oarecum, și socialiști. Și socialiști. Dar e insuficientă pentru insuficient, a face majoritatea. Deci trebuie să intre cumva cu conservatorii. Sau cea mai posibilă, să spunem așa, este între cele două forțe puternice, între PSD și PNL la noi. Da, cam asta. Asta a și fost, asta de și fapt, fost, asta în ultimii, deci, oamenii au știut ultimul să înțeleagă, mandat, ultimul și, mandat și, în Germania. Așa cum se înțeleagă acum la noi în țară, au știut să înțeleagă și acolo. Numai că pe alte principii. Poate greșesc, poate... Da, acolo oricum și Partidul Creștin Democrat este destul de alunecat spre stânga. Deci, după părerea mea, adică economia socială de piață este considerată doctrina creștin-democraților controlată, cei drept, controlată și controlată din acolo, Germania. Acolo există, deci, și biserica, există un socialism. Există un socialism impus de biserică. Nu, nu are Pieta, nicio legătură. Pieta, deci biserica... Nu are nicio legătură. Nu, stai puțin. În partea Stuttgart, în partea Düsseldorf, în partea, să zicem așa, unde sunt cei cu, să zicem, organa mai bogată, da? Acolo se mergea foarte mult înainte să fie migrația asta foarte mare de cetățeni turci, de cetățeni români, de cetățeni și de alte etnii. Deci era o regulă foarte clară. La ora 6 dimineața trebuie să scoți, indiferent că te culcai la loc după aia, trebuie să scoți pe geam pătura. Nu, ne vorbim de o țară întreagă. Deci așa au construit Germania după război. Deci oamenii ăștia s-au dezvoltat și au devenit forța numărul 1 în Europa, de la ultima țară din Europa, o țară distrusă. Deci ce e de spus pozitiv, trebuie spus. Deci oamenii ăștia și-au văzut interesul. Și au văzut foarte bine chestiunea asta. Trebuia să muncești acolo, indiferent câți bani aveai. De asta această țară a fost scutită în perioada grevelor masive din anii 70-80 din Europa de Vest, care se întâmplau în Franța, în Italia, anii 60-68 și așa mai departe, 70-80, din Franța, din Italia, din Spania și așa mai departe. În Germania nu erau greve. Grevele au început de 10 ani, 20 de ani, 15 ani. Au fost la Hamburg, au fost, au existat în 68. Au existat în 68, da. Au fost niște mișcări, au fost, îmi scapă numele, mișcării maoiste, nu știu dacă era maoiste, era de extremă stângă, care, chiar din povestea unui mare regizor român, tocmai în povestea că a reușit să fugă în Germania, a ajuns în Germania Federală și vedea mișcarea comunistă care lupta pentru... A era existat. Un șoc, era un șoc pentru el, tocmai a reușit să fugă din lagărul comunist și a ajuns... Și să vadă că e o mișcare... Da. În general, mișcările comuniste din statele occidentale... Mișcările comuniste din statele occidentale au fost generos subvenționate și ajutate de Moscova, în special... Și au fost cumva și de către unii și internaționalismului comunist. Și că, de către unii și către ceilalți. Adică nu, să spunem lucrurile pe nume. Deci, care? Adică cum? De ceilalți? De, nu înțeleg. Care ceilalți? Ceilalți? Păi, pe blocul răsăritean, în blocul comunist, nu erau mai multe partide, erau unul singur. Numai o secundă. Deci, dacă... Păi nu puteai să susții vreun partid. Că nu era democrație. Haideți să vă spuneți ce e vorba. Da. Lucru care trebuie să se întâmple și în România. Atunci când banii sunt scoși din companii care sunt în posesia unor țări care sunt împotriva României și folosiți pentru doctrina acelei țări împotriva statului nostru, noi avem nevoie de ajutor din partea țărilor care au o democrație și asta tocmai pentru a lupta și a pune o opoziție, că altfel se întâmplă ce vedem astăzi. Deci, practic, bate vântul. Ca să spun o chestiune directă, în momentul în care în Germania, da, după război, Berlinul, care știți foarte bine, a fost împărțit în patru după terminarea celui de-al doilea război mondial, practic Berlinul era înconjurat, nu se putea intra cu apă, cu mâncare și așa mai departe, iar cetățenii care trăiau în Berlin, vorbesc de partea, să zicem așa, occidentală a Berlinului, a trebuit să fie alimentată cu alimente, mâncare, apă, tot ce, de către aviația americană, care, cum să spun, a dus un tur de forță în momentul respectiv, dacă vă aduceți aminte, da? Eu nu mi-aruc, nu am fost acolo, deci, avioanele, deci, dacă, vă dau niște cărți să citiți. Da. Nu știu asta, deci, nu deci, imediat după război, avioanele americane veneau în Berlinul de vest,
aterizau, aduceau alimente, mâncare, apă. Asta sigur. Păi, dar cum le alimentau că nu puteau să intre prin berlinul de... Avioanele. Nu, păi era berlinul de vest. Pe avioanele veneau de sus și parașutau. Parașutau mâncarea pentru... Erau și un aeroport, erau un loc de aterizare. Nu, sunt militari americani, sunt piloți americani care sunt... ultra decorați, deci, că lucrau... Deci era după ce s-a terminat războiul ăsta? După război, când s-a împărțit Germania, să spuneam, Berlinul, care a fost împărțit în patru, da. Da? În zona occidentală... În care nu exista acces. Ulterior s-a făcut autostrada care lega Berlinul de Republica Federală Germană. Berlinul se află în Republica Democrată Germană. Dar ajutorul american, nu numai că le-a parașutat mâncare, dom'le, a fost planul Marshall. Planul Marshall care a reconstruit Germania. Deci a pus Germania pe roate și a dat forță economică Germaniei. Germania în toată această perioadă nu a avut, americanii au salvat Germania din în afara chestii. Deci și după război, dacă discutăm de după război, planul Marshall și discutăm, Germania n-a avut cheltuieli militare. O țară puternică, în general, 3-5% din produs intern brut poate să fie cheltuit pe cheltuieli militare. Deci scoateți din PIB-ul Germaniei 50 de ani, 60 de ani, acest 3-4% care ar cheltui orice țară din produsul intern brut și vă dați seama peste ce sumă dăm. Deci dăm peste o sumă de sute de miliarde pentru că apărarea Germaniei Federale a fost făcută de NATO și de aliații americani, în esență, și englezi. Deci Anglia, Statele Unite, Canada au suportat toate costurile astea de timp de 50 de ani pentru a menține pacea. Absolut, chiar în această perioadă și prosperitatea. Dar lucrurile astea se uită, din păcate, astăzi, când se fac analizele astea, se uită istoria foarte ușor și uităm istoria așa noastră. Astăzi, de exemplu, se fac 500 de ani de la moartea domnitorului Neagoe Basarab. Este foarte important momentul și nu vreau să-l sărim. Nu mai vreau să termin. Are legătură cu ceea ce a spus înainte, că este importantă diplomația noastră și puterea noastră de a ne exprima punctul de vedere. Adică dacă ne uităm în exemplul lui Neagoe Basarab, acum 500 de ani, o să găsim lucruri formidabile pe care oamenii politici de astăzi, apropo de ce spuneați, cu Uniunea Europeană, cu politica noastră de diplomatică, da, să spunem așa, că poate n-ar fi făcută cum trebuie. Adică a recunoscut Adrian Năstase, care se dădea și mare diplomat. Păi dacă era mare diplomat, de ce n-a făcut ce trebuie? Păi da, nu știu, adică, acolo, eu vă spun ce s-a întâmplat în România și au fost votați și în continuare... Toată lumea zice că Adrian Năstase e mare diplomat. Păi nu, un PSD, comunist PSD, venit PSD, din eșalonul 2 al Partidului Comunist. Nu aș vrea comunist să jignesc oamenii. Nu, dar asta e, e realitatea. A fost în Partidul Comunist, un partid criminal, da? Partidul Comunist a fost un instrument al unei dictaturi criminale. Asta e cert. A fost și acum, ca partidele comuniste de acum, la fel sunt periculoase. Cu vaccinarea și nevaccinarea și cu morții și deci cu morții. Discuția, adică discuția comparăm mere cu pere. Deci da, tocmai comparăm mere cu pere și haideți să le discutăm pe ele atunci când trebuie să le discutăm, să fim dedicați pe treaba asta. Ce vreau eu să vă spun pe treaba, să revin puțin la povestea asta. Există un mare regizor, Ridley Scott, cel care a făcut pentru cei de acasă Gladiatorul, un mare film, da, printre altele, prin multe alte filme, da? Ridley Scott, tatăl dânsului, era, făcea parte din generalii care puneau în practică planul Marshall în Germania. Și tocmai în povestea am avut șansa să fiu asistent regizor la un serial regizat de domnul Ridley Scott. Și îmi povestea că în fiecare an se mutau la altă școală, în alt oraș. Pentru că acest plan Marshall trebuia să dezvolte Germania în fiecare oraș, trebuia să reducă toată chestiunea asta. Deci, America în permanență, și de asta este, dacă vreți, cei care ne înjură foarte puțin, cei drept. Erau echipe de proiectare sau de management. Nu, deci erau cei care trebuia să pună în practică, aici trebuia și armată, pe de o parte, pentru că mai aveai și oameni care, și astăzi, există mișcări pro-naziste, mici, dar există. Deci trebuie de o parte să pui chestiunea asta, pe de altă parte trebuie să reconstruiești. Acest lucru se putea întâmpla și în România, numai că ai nevoie de oameni la conducerea țării care să știe să negocieze în situația de astăzi, când România este cel mai mare aliat al Statelor Unite în zonă, clar. Da? Da. Ulterior, după ultimele evenimente, clar, este cel mai mare aliat. Noi avem același interes cu Statele Unite. Noi avem nevoie de niște oameni care se ducă acolo nu în vizită, nu în turism, nu în, poate să facă și asta. Dar ideea este că și a convinge, chiar dacă poate pare un subiect ieșit așa din joben,
Dom'le, tocmai subiectele alea ești din Joben, merg acolo și spune, avem nevoie de acest sistem. Avem nevoie de un plan de dezvoltare. România este la pământ. România este sub zero. Avem nevoie de un plan pentru că de dezvoltare. Avem niște puncte clare cu niște oameni, cu niște specialiști pe domeniul pe care avem în România și în străinătate, care poate să facă acest mulți plan. Mulți specialiști români lucrează în străinătate. Și, dar avem și în România. Avem oameni care poate să facă chestiunea asta clar pe industriile istorice ale României, care sunt de primă mărime în lume, au fost de primă mărime. Și cu industriile noi, tehnologia nouă. Și absolut, cu și acolo suntem pe primul loc. Da, suntem avem, de primele avem, în Europa suntem pe primul loc, da? Deci ideea este că toată chestiunea asta trebuie, deci mers acolo în țările puternice și spus, dom'le, avem nevoie de așa ceva. În America, de exemplu, și de-aia trebuie să ținem chestiunea asta, dar nu merge nimeni, nu face nimeni nimic. De asta vă spun că, că este domnul Câțu, că este domnul Orban, că este domnul... Eu n-am văzut să facă nimic. Eu cred că avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de coerență, de trei ani la guvernare. Avem nevoie să dăm celor 50%... Deci altfel pierdem, pierdem timp. Gândiți-vă că se uite la noi cei 50% din populația României care nu au bani să se ducă la dentist. Deci noi vorbim de subsărăcie aici. Noi avem nevoie aici de oameni care se miște rapid, să știe domeniul, profesia, să cunoască, să fi studiat. Da, ca să creeze bunăstare. Avut, da. Să fi avut în experiența domniilor lor experiențe care au dat dovadă, în care au dat dovadă de cunoștință și sunt foarte mulți, după cum și să știți foarte bine și sunteți cei vizați. Deci ideea este că în situația de genul ăsta trebuie mers și, dom'le, exact cum te aștepți la un meci de fotbal, ca echipa ta, chiar dacă joacă cu o echipă mai slabă, dar e mai puternică. Am câștigat de atâtea ore, chiar dacă nu exact. Era... Dom'le, Hagi, să facă o minună, dom'le, să inventeze ceva. E, avem nevoie de un Hagi care să facă ceva, o minună. Și există Hagi în România. Da? Există oameni care în domeniul politic... care nu, s-a dat Hagi. Hai să uităm puțin da, cu ce se întâmplă acum, că e dezastru și să nu comparăm, pentru că o dăm în derizoriu. Ideea este că avem nevoie de niște lucruri care... Avem nevoie de Ivan Pațaichin, Elisabeta Lipă, de oameni de genul ăsta, nu? De genul ăsta în domeniul economic, în domeniul financiar. Și avem acești oameni. Sunt oameni care dau dovadă în America, în Anglia, în Germania, de până și în Italia, până și avem antreprenori foarte mari. Am avut și în Franța, un ministru, cred că al sportului, dacă nu a fost român. Da. În Franța. Ideea este am avut că, oameni... Pe lângă chestiunea asta, noi suntem obligați cu chestia asta să venim cu o soluție. Nu ne va da nimeni de mâncare gratis și așa. Lucrurile nu merg decât într-o direcție proastă. Deci Neagoe Basarab spunea așa, Neagoe Basarab, ca să revin la Neagoe Basarab, să nu spună lumea că dăm noi sfaturi. Noi ne uităm în învățăturile Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Și observăm acolo, domne, nu spui rudele. Deci, nu spui rudele în funcție decât dacă trebuie să fie ceva foarte bine pregătit, atât, nu pui în funcție. Acum ce facem? Nu, dar acolo era un ani la Neagoe Basarab, e meritocrația, era în învățături, dacă ne uităm în învățăturile în Neagoe Basarab, o să găsim meritocrația, nu, ea n-a fost inventată acum. Nu e 500 de ani, poate și înainte. Deci Neagoe Basarab, un istoric român îl numea acest Marc Aureliu al României. Aurelius. Deci dacă ne uităm, doar dacă acești conducători al României doar citesc, domne, să citească învățăturile lui Neagoe Basarab, ce au făcut mari înaintași ai lor pentru România. Doar să pună mâna pe cartea asta și își vor da seama ce au de făcut. Trebuie să-și iubească semenii și să pună un pic mâna pe carte. E suficient. Și foarte, foarte important, ce nu s-a văzut acum cumva, contează foarte mult într-o echipă oamenii care ai lângă tine, consilieri. Deci cumva Florin Câțu a câștigat și bătălia internă, uitați-vă cine era. Deci în echipa lui cumva a jucat Emil Boc, fost prim-ministru totuși, da? Centru-atacant, a fost Emil Boc de la Cluj. A fost Flutur, de la Suceava. Rares, oameni cu experiență. Au fost mulți oameni în echipă. Deci a fost o victorie de echipă. Într-o parte și alta, sigur, că erau Ludovic Orban a avut și el echipă. Dar partid. Cumva părea un pic mai mică echipa lui Ludovic Orban decât cealaltă echipă. S-a văzut și la final. Deci e extrem de important să ai consilieri mai deștepți ca tine. Să ai echipă cu oameni mai deștepți ca tine. Chiar dacă tu ești șeful, de la început, întotdeauna trebuie să ai oameni mai deștepți. Suntem cei mai deștepți oameni din lume pentru că știm că suntem proști. Ronald Reagan a spus o vorbă mare când a fost întrebat cărui fapt îi se datorează succesul. Că a fost considerat cel mai mare om politic american, cel mai mare președinte.
Și declarația a fost așa. Bine, dom'le, întotdeauna mi-am ales consilieri mai deștepți ca mine. Și printre consilierii lui Ronald Reagan îi găsim pe Milton Friedman, reputatul economist Milton Friedman, premiu Nobel, sau alt premiu Nobel, Peter Drucker, părintele managementului modern, da, care a revoluționat cumva gândirea managementului modern. Deci pe aceștia doi îi regăsim. Îl găsim pe Malcolm Baldrige, fost secretar de stat al comerțului. Deci găsim oameni remarcabili. Ronald Reagan era un lider, era un tip cu caracter puternic, era un tip principial, dar în jurul lui erau oameni. El era și actor la bază. A fost și actor la bază, da? Dar era un om foarte deștept, dincolo, da, de fapt, o cultură formidabilă, un lider și foarte curajos. Dar în jurul lui veți găsi, dacă luați toată echipa, veți găsi oameni extraordinari. Deci România are nevoie de leadership și consiliere. Dacă tu ești lider al României, ești ministru, ești prim-ministru, ești președinte. Și conduci de capul tău. Te uiți în jur și nu vezi consilierii solizi, consilierii inteligenți, sigur proiectele tale nu vor avea mare succes. Păi bun, dar așa cum spunea și domnul Păunescu, avem atâția specialiști de renume, nu? În toată lumea. Dar niciunul nu este folosit în... sau nu-i vedem pe lângă politicieni. Să știți că mai sunt. Eu, de exemplu, când am fost... Foarte puțin. Am avut doi dintre consilieri, au repatriați pe tehnologie, au fost... Nu, au fost, i-am adus. Și să știți că mai sunt, au mai venit specialiști care să pună umărul să ajute... Să pună umărul să ajute, din ce în ce mai mulți ar trebui să atragem, cu cât mai mulți și antreprenori, dacă am reușit să-i aducem, adică să trecem de la declarație la a face. Adică declarațiile sunt bune politice, sunt excelente, dar să trecem la poezia de dragoste. Spunea Nicolae Ceaușescu, poezia de dragoste e bună, dar parcă și poezia revoluționară. Da. Să nu publicitate, nu? Avem acum, nu? Mai sunt 3 minute și am publicitate. Atunci, dacă tot mai sunt 3 minute. Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, cine ar mai fi? Avrameancu? Sau Orăscoală? Mihai Viteazu. Sau poate tot mai bun Orăscoală? Mihai Viteazu, da? Da. Ce se întâmplă cu PNL-ul, domnilor? PNL-ul, deocamdată... Tot am avut alegeri să discutăm și despre ce. A fost președinte domnul Orban și a avut ghinionul să fie președinte în perioada COVID-ului, pandemiei la început, când s-au luat hotărâri dezastroase. Da? N-am înțeles de ce foarte multe ministere s-au dus la acest partid care își ia lumină de la domnul Macron. Am văzut pe președintele partidului care s-a zis la domnul Macron să întrebe în momentul de criză. Considerați că a cedat prea mult din ministere? Consider că a cedat prea mult din ministere, având în vedere... Așa a spus și Emil Boc la congres, cam asta a spus. Și n-am văzut congresul, am plecat în serietate. Ideea este că așa mi s-a părut de afară, așa am văzut, da? Ulterior, văzând chestiunea asta cu domnul Cioloș care s-a dus la domnul Macron să ceară, să întrebe în timpul în care copreședintele partidului, domnul cum îl cheamă, Barna, s-a dus la domnul președinte al României, de unde trebuie să, care media acest lucru, sigur că părea o glumă și, cum zic eu, lipsă de respect din partea domnului Cioloș vis-a-vis de președintele României. Da? Deci, trecând peste chestiunea asta, deci, eu cred că domnul Orban a fost amendat pentru treaba asta în principal. Că, adică sigur, partidul a sancționat cumva. Partidul a sancționat pentru că a cedat ministerele de bază, odată ce au câștigat alegerile, după ce au reușit să păcălească PSD-ul care a câștigat alegerile să nu-și propună primul ministru, lucru rar întâlnit în istoria democrațiilor mondiale, dar să zicem că s-a întâmplat, da? Odată ce au stabilit chestia asta, au reușit să treacă peste chestiunea asta, în momentul când aveau puterea, au cedat ministerele către USR. Plus. Păi nu, numirea de prim-ministru cumva a venit natural. Nu, a venit natural, dar spun, după asta au cedat. Haideți să vedem, USR plus PNL plus UDMR făceau deja majoritatea și au anunțat coaliția asta. Dar nu deci, era coaliție, nu era alianță. Nu, au anunțat-o public și deja erau 50%, adică era evident. Ca și dovadă, guvernul a fost, deci, guvernul Orban a fost... Da, dar întâi trebuie să alegi un președinte, un prim-ministru numit de către președinte... de către partidul care are cele mai multe voturi, dacă nu rezistă și pică, nu mergi din partea alaltă. Dar eu așa știu că funcționează. Nu, acum USR-ul a suflat în Orban și s-au fript cu Câțu, dacă e să o luăm așa. Păi da, și a făcut foarte bine. Câțu a dat afară, dacă nu-mi aminte, pe ministrul sănătății.
toată lumea sărea și spunea că, domne, ce a făcut, cum a făcut, și acum am văzut că părtul. Mie mi se pare foarte ciudat asta la Stelian Ion, care era evident că nu trebuia pus, părerea mea, că n-ar fi trebuit să ajungă niciodată. Dacă se citea doar revista Newsweek, deci dacă citiți revista Newsweek, o să vedeți un documentar impresionant despre istoria acestui personaj. Ce a făcut? Deci în momentul în care citești lucrurile astea, sunt suficiente ca să nu mai accesi la o funcție de genul ăsta. Ce a făcut? Câteva... Picuim puțin, dacă... Domnule, a scris presa, acum nu vreau despre oameni. Deci e vorba de... A fost avocatul lui Mazăre, un umil avocat al unui primar de Constanța, Mazăre. Păi stai, bun, tu spui PSD, ciuma roșie și asta, și tu ești avocatul fostului primar al Constanței, condamnat penal. Un condamnat penal, infractor dovedit, un host dovedit, și tu ai fost avocatul lui când mama ta lucra la primărie și s-a dat o casă. Asta deci altceva, incredibil. Și a ajuns ministrul justiției. Nu se poate așa. Dacă mama dânsului a lucrat, asta e altă poveste. Dar nu, dacă era un secretar de stat la orice minister, poate și scăpa. Putea să fie avocatul Hitler. Dar ministrul justiției e greu să fii cu trecutul ăsta. Greu să fii. Asta cu mama e puțin... Adică nu, e s-a dovedit că el a trecut de la un apartament, de la o cameră, la două camere, cu un certificat care avea o boală care nu exista. Deci, ce să spun, o poveste întreagă. E o saga. Tot acest documentar și în afara faptului că el avocat pentru Mazăre, să știți că a fost contra unui jurnalist, unui jurnaliste, care a fost pur și simplu, a fost călcat în picioare de acest avocățel, da? Care a ajuns ministrul justiției. O jurnalistă care dacă vrea a fost să dată în judecată. Șapere... Bun, dar reacția... Mie îmi pare rău că m-ați întrebat. Dar... Eu de asta am răspuns, ca să nu credeți. Nu e vama că eu am citit și eu, n-am știut. Dar eu numai citit, faptul că a fost avocatul... Am citit tot în revistă. Că a avut un client care putea să fie avocatul lui Hitler. Că nu asta înseamnă avocat, e o meserie. Da, asta nu înseamnă că... Prin prisma meseriei n-ar trebui să fie. Nu trebuie să îmbrățișeze... eu știu, ideile lui Hitler. Da, poate să nu fie ministrul justiției. Acum, dacă spuneți, da, poate acum, să nu fie ministrul justiției. Eu acum, nu dacă zic. Spuneți, dacă domnule, spuneți că e mama, că adică, mama cu apartamentul acum, și cu casa, atunci acum, cred că v-ați referit la similitudinea asta, că Mazăre s-a îmbrăcat toată în Hitler și a fost un mare scandal. Nu, spuneam deci, așa, în general. Deci nu era un pic și... Meseria asta de avocat, asta înseamnă. Sofisticat, să nu spunem. Să iei cazurile cele mai grele și să încerci să le rezolvi, dacă poți... Ca meserie, vorbind, meseria de avocat. Eu nu mă refer la restul. Deci, probabil că documentarul arată alte lucruri care sunt grave. Sau, eu știu, n-am deci e evident că țara are nevoie de un guvern stabil, are nevoie de profesioniști, ca să tragem o concluzie. Dacă vor fi iar mișcări de astea de trupe, azi e guvernul, mâine nu-i guvernul, domne, avem nevoie de un guvern. Domne, e un guvern, un prim-ministru, cu consilier bun, cu miniștri buni, să-și facă treaba în fiecare zi de dimineață până seara, să-și pună programul în practică, adică să ne uităm în programul de guvernare. Apropo, eu chiar am citit programul de guvernare. Programul de guvernare actual, nu e un program bun. Apropo de un plan de țară, citiți-l. Stimați telespectatori, luați programul de guvernare, citiți-l. Frazele sunt foarte bune, dar obiectivele sunt bune. Dar și ce de la guvern să-l citească? 90% este foarte bun. Problema e să fie pus în practică. Dar și de la guvern și din ministeră să-l citească? Dom'le, știți cum e un guvern, un prim-ministru când vine la ședința de guvern? El are, măcar o dată pe lună, trebuie să verifice atingerea obiectivelor din planul de guvernare. Și eu am lucrat de-a lungul timpului. Am lucrat de-a lungul timpului. Cabinetul Victor Ciorbea. Da, am fost foarte în propoziție. Să intrăm în publicitate. Cabinetul Radu Vasile, cabinetul Isărescu și Ciorbea. Deci astea patru, toți aveam planul de guvernare. Aveam obiective de atins. Primul ministru, cumva la o lună, verifica asta. Continuăm discuția, după publicitate. Domnilor, atunci când ni se va alătura și generalul domnul Virgil Bălăceanu, revenim în câteva minute, doamnelor și domnilor. Da, am revenit în direct pe finalul TOC B1. Ni se alătură discuției domnilor și domnul general Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara, domnule Bălăceanu! Bună seara! Mulțumim pentru prezență și să ne spuneți ce părere aveți despre discuțiile din această seară. Da, nu, dar avem niște alegeri în Germania, din punct de vedere militar, dacă e să ne așteptăm la ceva, vreo diferență, mai ales că am înțeles că în documentele NATO, în cazul unei intervenții, să spunem, unei țări împotriva României din afara NATO, prima țară care trebuie să sară în ajutor ar fi Germania, era un punct acolo în,
nu știu exact cum funcționează, sau dacă mai există, dar ideea este cum vedeți toată, se schimbă cumva imaginea geostrategică din punct de vedere militar cu alegerile din Germania sau urmăm același curs? În mod sigur va fi același curs. Germania este un membru important în cadrul NATO. Nu este printre cei mai importanți din următoarele considerente. Alocațiile legate de apărare care încă se mențin la un nivel scăzut, alocațiile scăzute le-au creat probleme chiar deosebite cu privire la operativitatea tehnicii. De altfel și starea tehnicii din Armata României reprezintă încă o consecință a subfinanțelor de ani. Da, mulți ani de zile Armata Română a fost subfinanțată. Nu mă aștept la o schimbare din acest punct de vedere. Știm prea bine care este noua cultură a poporului german și a cetățeanului german după tragedia celui de-al doilea război mondial. Germania, prin decizii politice, este foarte prudentă cu privire la participarea la acțiuni militare, mai ales cele de tip combat. Cei doi aliați din NATO sunt consacrați pentru marile operații de tip combat, Statele Unite și Marea Britanie. Dar în același timp, Germania, ca putere economică, respectiv într-o anumită măsură ca putere militară, rămâne un jucător important în NATO, dar cel mai important jucător în Uniunea Europeană. Lucrurile trebuie privite dintr-o asemenea perspectivă. Dintr-o perspectivă politică nu sunt cel mai avizat, dar Germania demonstrează că la ei au succes guvernele, să le spunem, de Uniune Națională. Este o practică a Germaniei. Nu știu când vom învăța și noi dintr-un asemenea lucru, pentru că marea problemă a României este că nu avem un sistem rotațional a unor partide puternice ca alternativă la puterea. Pe de altă parte, alianțele sau chiar guvernele de tip Uniune Națională rezistă fie foarte puțin, fie nu am avut o asemenea experiență. Revenind însă asupra Germaniei, cred că noi ca Asociația Oficialilor Rezervă din România vom încerca să dezvoltăm o colaborare mai extinsă în perioada următoare prin activitatea de la Sibiu, antrenamentul comun cu rezerviștii americani. Sperăm într-o bună colaborare cu partea americană legată de soluții privind pregătirea și educarea rezervei forțelor destinate apărării și considerăm că și Germania, asociațiile din Germania, ne pot fi un bun partener din acest punct de vedere. Și domnul general, avem și acolo o diasporă foarte puternică. Avem în Germania diaspora românească, e cred că în jur de 700.000 aproape de oameni. Și cred că este a treia, sunt dacă în exact. După Spania, Italia, nu, este Germania. E a patra după Anglia, după Marea Britanie. Deci Spania, Italia și Marea Britanie, apoi urmează Germania. Oare după Brexit nu se va schimba Italia această poziție? Da. Italia. Să știți că totuși în Marea Britanie pleacă din ce în ce mai mulți. Adică diaspora din Marea Britanie a fost în creștere în ultimii 2-3 ani. Și cât suntem acum în Germania? Cât e în Anglia, în Italia sunt vreo 1.600.000. Nu, deja în Marea Britanie sunt peste 1.000.000 de români. Da, 1.600.000 sunt în Italia. Da, 1.500.000, 1.600.000. Acum sunt și mulți care sunt pe o perioadă de timp mai sigur, scurtă. Pentru muncă sezonieră. Sunt foarte mulți în muncă sezonieră, da. Dar din acest punct de vedere este extrem de important că sunt și români care votează, sunt români care au cetățenia germană, români emigrați și înainte de 89 și avem români și în consiliile locale. Sunt zone, în zona de administrație publică, avem mulți români în administrația locală în Germania. Sunt și foarte mulți români de etnie germană care au emigrat după 90 acolo. Deci, cumva, aceste alegeri sunt foarte importante și pentru comunitatea românească de acolo.
Iar referitor la ce a spus, noi am discutat un pic de Neagoe Basarab, care a fost și un strălucit diplomat și militar în același timp, și una din învățături către fiul său Teodosie era să-și plătească ostașii, să-și plătească soldații. Era una din învățăturile foarte, foarte importante. Da, să-și plătească slujitorii și ostașii. Exact, exact. Și asta e foarte important. Vă veți întreba dacă ostașii României sunt plătiți. Da. Dacă mergem pe ideea generală, sigur, ostașii României îi includ și pe cei în activitate și pe cei în rezervă. Problemele sunt complexe aici, pentru că ar trebui să purtăm o discuție legată de faptul că și militarii au partea lor de contributivitate. Pe de altă parte, întotdeauna și peste tot salariile reflectă, mai ales în domeniul armatei, vicisitudinile care sunt caracteristice unei asemenea mediu, pentru că, iată, dacă nu ar fi aceste vicisitudini, un alt tip de viață, o viață în care nu familia, spre exemplu, este pe primul loc, ci datoria și obligațiile tare ca militar, atunci probabil în instituțiile militare de învățământ sau pentru ocuparea funcțiilor de soldat gradat profesionist am avea nu, să spunem, o medie de 2-3 candidați, și am avea 10, 15, 20, 100. Deci există un lucru care ne spune că nu oricine poate să-și aleagă, oricine poate, nu oricine vrea să-și aleagă un asemenea drum în viață. Pe de altă parte, există o recompensă față de aceste vicisitudini, o recompensă pe care o acordă toate statele în privința unui salariu, mai bine spus, în cazul militarilor, a unei solde care trebuie să fie rezonabile, ținând seama că militarii nu au dreptul, este complet interzis să desfășoare și alte activități. Deci singura sursă de economii la trecerea în rezervă o reprezintă solda. Respectiv, pentru cei trecuți în rezervă, o reprezintă pensia. Din punctul acesta de vedere s-au realizat lucruri bune, le trebuie menționate. Aș menționa creșterea indemnizațiilor pentru veteranii din teatre de operații, unele drepturi care au fost acordate soldaților gradaților profesioniști, reparațiile târzii, dar sunt făcute în privința veteranilor de război și le-am comentat aici în studio. O problemă însă nerezolvată sunt foarte multe din drepturile care trebuie să acordate nu numai cu privire la cuantumul pensiei, mă refer la mai multe drepturi, celor din rezervă, celei de a doua armate a României. Și aici să nu apărăm cei din a doua armate a României că suntem o armată uitată, că noi suntem lăsați deoparte, că nu mai constituim ceea ce ar trebui să constituim corpul de rezervă, nu neapărat rezervă operațională, cel puțin rezervă generală sau totuși ar trebui remarcat un sacrificiu pentru armata României. Totuși ar trebui remarcat. Aici este mult de lucru și da, dar trebuie remarcată totuși activitatea guvernărilor, ultimelor două guvernări, că au fost Orban, că a fost guvernarea Câțu de acum, totuși s-au mai mărit niște lefuri. S-au dat niște drepturi suplimentare, au mai făcut, fost făcute niște înaintări în grad, deci, au fost acțiuni de respect al eroilor. Deci cumva eu văd o îndreptare. La Neagoe Basarab și la plata slujitorilor și a ostașilor. Am menționat că s-au acordat drepturi și pentru cei în activitate, pentru cei din teatrele de operații, inclusiv unele drepturi, da? Pentru soldații gradații profesioniști, ei reprezintă baza armatei la ora actuală. Există însă o categorie absolut uitată. Sunt cei în rezervă, zecile de mii de rezerviști, care au și statutul de pensionar militar cu pensie militară de serviciu. Aș putea să vă enumer acum, dar sigur că nu este momentul, pentru că mai avem puțin timp din emisiune, cel puțin 10 drepturi care încă nu sunt rezolvate, de la cele care se referă la quantum de pensie până la ceea ce înseamnă dreptul
de a depune coroane într-o anumită ordine de precădere pe timpul ceremoniilor legate de Ziua Națională sau Ziua Categoriei de Forțe și alte zile importante. N-au reușit politicienii, indiferent de ce spectru politic vorbim, să ia o decizie care să rezolve cel puțin o parte din aceste drepturi. Ce vom face este greu de spus, pentru că cu timpul există permanent, nu? O acumulare de nemulțumiri, chiar dacă avem, trebuie menționat și un asemenea lucru, un dialog cu ministrul apărării. Acum vreo săptămână am avut o întâlnire de reprezentanții Forumului Structurilor Asociative, dar este vorba de ministru, nu este vorba de Guvernul României. Sperăm că la nivelul Guvernului, dacă vom avea stabilitate, noi vrem să avem stabilitate când binele țării, dacă la nivelul Parlamentului se va menține o majoritate și vrem să avem această majoritate, să nu fie uitată și armata uitată a rezerviștilor, iertați în jocul de cuvinte. Trebuie să remarcăm totuși că în acest moment ministrul apărării și general de carieră, dar în același timp și om politic, adică totuși a reușit să rezolve în mandatele astea de un an, doi, a reușit să rezolve diversele probleme care erau pe această agenda a rezerviștilor și în general a cadrelor militare și a slujbașilor țării. Nu, ale rezerviștilor nu trebuie să specificăm, a altor categorii, cei în activitate, veteranii, militarii profesioniști, da, dar rezerviștii au rămas la urma urmelor. E vorba de buget aici, bugetul e la Ministerul de Finanțe, știți cum e. Nu mă refer numai la drepturi legate de pensie, vorbeam și de alte drepturi, inclusiv dreptul nostru al asociațiilor de a depune o coroană de flori în momentele de ceremonial militar pentru zilele importante din istoria României și istoria Armatei României. Și nu mai intru acum în amănunte. Domnul ministru le cunoaște foarte bine, pentru că ei au fost prezentate la ultima întâlnire cu reprezentanții structurilor asociative din cadrul forumului și un lucru bun este faptul că există deschidere la ministrul apărării și avem acest dialog. Are nevoie însă de sprijin politic, guvernamental și parlamentar, pentru că aceste drepturi care sunt legate de prevederi legale, inclusiv ceea ce spuneam legat de pregătirea la depunerea de coroane, care trebuie modificate sau amendate. Mulțumesc! Mulțumim mult, stimați invitați, pentru prezența la Talk B1. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Urmează pe B1 TV Dosar de Politician cu Silviu Mănăsire, o ediție specială în care va vorbi colegul meu despre ce s-a întâmplat în Germania și despre alegerile, despre rezultatele parțiale, de fapt. Eu vă dau întâlnire din nou la jurnalul orei 23. Da, s-au închis aceste urne, iar Silviu Mănăsire va duce cele mai proaspete informații din Germania. Ne revedem la jurnalul orei 23. Sunt Ștefan Bușcuță, vă mulțumesc pentru atenție.